Oameni buni, ne îndreptăm către stâna lui Bogdan Țogoie, pe un drum anevoios, forestier, între păduri. Unde suntem, Robi? În comuna Poiana Mărului, județul Brașov. Numai cu 4x4 să urc aici. Și Doamne ajută să ajungem cu bine. Uitați, oameni buni, ce peisaj aici, spre stână. Ceva de vis. Ia uita și ce drum avem aici. Să văd acolo oile. Ia uitați. Uitați, acolo e stână. Ah, e de vis. Mai avem un pic. Mamă, belea, oameni buni, ce drum e aici. Ia uitați ce e acolo. Dita mai e râpa. Facem și off-road. E greu să vii la stâne în vârful muntelui cu mașina. Nu mai zic pe jos, dar și cu mașina e greu. Ia uitați, oameni buni, ce frumusețe deasupra noastră sunt oile. Deasupra mașinii aici. Drumul și oile. Hai că am ajuns. Bine ați venit pe Fane și Câini, am ajuns la Bogdan, la stână, cu Robi și cu Dan sunt. Salutăm pe toată lumea, bine ați venit la noi. Vă salut, vă salut. Uitați, aici se pregătește ceva frumos, dar după ce terminăm... Da. Tot te-am urmărit pe TikTok, cu asta mi-a plăcut și ai, și ca și poziție, și câini buni cu temperament, și oi frumoase, cam ce efectiv ai, ce câștigi ai? Mai la 100 de oițe, da? Și câini, cred că vreo 15. 15 corbi, numai corbi. Corbi, și bărat, și... Ah, mai ai și... Eu nu sunt părasă veche pe de-astea. Da, bine, corbi... Corbi, adică sunt prăsiți într-o cățea neagră, cu caucazian, cu alea. Da, e și ceva... Metisuri, da. Bun la oi, ca să zic așa. Da. La ce trebuie, ce? Sălbătici unde ăstea nu. Deci la orice e bun. Da. Uite și un întorcător. Da, cățel de întorc. Ce frumos e, ce drăgălaș e. Ia uite. Hai să vedem. Hai să vedem. Hai, cu... la oi sau... hai la, da, la, hai la oi. Hai să vedem. Cu... haideți. Urcăm aici. O, uitați oile, le-ai tuns, văd că. Da, da, da. O, nu le prea tuns. Dar acum mai puține le-am tuns, că dacă în caz de vreo zăpadă sau vreo ploaie mai rece, le bag în săivan. Pe o parte, le merge mai bine. Acum doar că dacă sunt călduri mari, aici e zona de deal și e umbră, care sunt la câmp. Da. Când de mai până mai, nu sunt căldurile mai mari. Aici e umbră, e altă temperatură. Și aici e săivanul, nu? Da, da. Ia uitați ce frumusețe de peisaj aici. Uitați câinii acolo, oameni buni, corbi. Dar îi prezentăm mai încolo, acum la oi. Sunt învățate că crede că le dau drumul să plecăm pe coaste. Normal, la oraș, să eram plecați. Oricum, acum să și spere cum simte străinul. Ce rasă ai? Ce rasă de lucru? Le-am cumpărat doar de 2 ani. Am avut înainte toate rasele, cum s-ar spune, și vrezi, și oase, și bucălăi. Dar mai bine te axezi pe o rasă, că nu. Deci numai țurcană. Numai țurcană, sunt 5 țigăi. Le țin pentru mii, că e altă și la mii. Sunt mii mai buni.
Poate vine astea turcane. Și de lapte. Bine, de lapte le-am bune și pe astea nu pot să nu. Nu, dar... Câte ai? 100? Sau? Nu știu, la 100, 100 și ceva. Da, da, da. Cu mie cu toți sunt trecute de 130. Uite, a venit un câine aici. Ia uitați. Ia uitați-o. Barac. Un barac. Miei. Sunt cam cruci, că nu mi-a fătat numai până 25 februarie. Și nu prea sunt. Dar nici nu tai departe. Am ceva de îndoi. Sunt aia mai bun. Hai de nou. Și cam atâta pentru noi și nu. Ia să arătăm așa. Ia, uite ce, ce bine se vede de aici. Superb. Da, să mergem la fine. Mai filmă puțin aici la oră. După aia mergem. Berbeș, cât ai? Câți ai? Vreo 6. Și le, îi ții separat sau nu, sunt aici? Nu, eu i-am ținut cu sterpele la o la altă. Alții mai separă, dar nu. Sunt cu mine, nu pușez la oi, nu... Și pe aici, pe unde-i pășunezi oile de obicei? Da, am teren, deci cum se vede așa, zona asta toată, așa... A, așa, pe aici? Asta, asta, și dincolo de dialam... Ia spunem cu urs ceva în zonă? Chiar acum, de o săptămână și ceva. A dat zăpada, atunci a venit aici și uiții mai mult legați. Am cățălat Andrei și dezlegați. Nu caut călătă, că zic o fi ceva. Și când m-am dus, m-am dus și eu așa ca ăla fără băs, fără lanternă. M-am dus cu telefonul numai. Cine se gândea că o fi ursul? Că n-am prea avut așa de vreme să vină. Și m-am dus chiar de jos de el am dat. Și o ia după mine. Până am sunat acasă, le dea drumul la câini, am venit înapoi. După ce au venit câinii, l-au dus. Nu prea întreabă așa, lupul e bine mișelește, cât ar fi, te face. Deci nu pot să zică nimeni că nu l-a pișcat lupul niciodată, la clar minte. A ajuns și aici? Da, la... sunt și aici. Sunt vreo 3 sau 4 și sunt mari. Cam ce dimensiune are în zona asta un lup? E mai mare ca un corp de-al tău? Da, da. Sunt vreo câțiva țapentare. Chiar acum vreo 2 ani am fost la cineva aici, vreo câteva zile la oi. Tot așa a avut niște cățălandri și el, am avut și eu. Nu, acum n-au știu care-i treaba, i-am tot văzut că latră, dar zic cine știe ce-o fi. La un moment dat văd că se sperie uile și a sărit lupul pe oaie și... Păi omule, i-am dat jos după mine ce am avut și am fugit după el. Când a văzut că fug după el, a lăsat oaia, s-a întors la mine. Lupul? Da. Un pic m-am oprit și eu, după aia am văzut că fug, am oprit cu băsul după el, dar i-a dat drumul la oaie. Da, oricum. Dacă ar fi mai mulți așa, și zic așa că dacă n-ar fi câini, s-ar da la om. Părerea mea, nu știu. Ți-a fost ceva teamă atunci când s-a întors spre tine? Nu, da seama că o fiară sălbatică nu e de joacă cu ea. Și cu ursul și cu alea am mai avut de... Când se ia după câini, te bași că zici că se bagă și ei săraci, dar nu poți să compari 60 de kg un câine cu 500 de kg ursul. Ți-a făcut vreo victimă în rândul câinilor? Deci am de vreo câțiva ani, cu câinii n-am avut treabă, pe la mistres, pe la alea, i-am mai tăiat, i-am mai alea. A, și mistrei sunt aici. Da, dar acum de vreo 3-4 ani cam așa nu, s-a cam rărit. Mai bine așa în treia cât și mistreiță. Uh-huh. Dar cea mai problemă e cu lupul acum. Că ursul ăla când vine, s-aude. Că vine ca prostul, el nu. Dar lupul face figura la câini. Dacă sunt doi vine ia câinii și pleacă. Și ăla vine și manoperează. Lucrează în echipă, da. Lupul. Ursul are forța aia brută, vine da, direct să... Da, am avut și ursul, no. Înainte n-aveam așa câini mulți, 2-3 aveam, no. Nu era nici situația cu mâncarea cu alea, nu-mi permiteam. Am avut chiar aici, aveam strungă la ui și a venit. Nu ia ce e rău, ia ce e mai bun și frumos. Alege da, vă dați material. Seama. Am avut o oaie două săptămâni, am închis, am lăsat-o, zic, a, era și mai șchioapă, era mai bătrână, zic, poate moare. Două săptămâni am umblat, n-a dat ce umbla ursul în perioada aia. Deci pe aia n-a luat-o. Deci ce-ți rămâne pe coastă, așa o lași tu, aia nu o ia, Doamne ferește, nici lup, nici urs. La unii, bine, la unii ziceau că dacă rămâi o oaie rătăcită, o cam ia, dar în special șacalii o... Aia da, dar la noi în zonă nu sunt. Aici nu sunt. Nu sunt, nu. Da. Da, în rest,
Asta e problema cu lupii. Da, asta e problema ai zonei. Am permis să ții și câini agresiv de ochi, nu prea bine. Da prea și nu prea, pentru că pe ăștia, mai am doi bătrâni care au 8 ani acum, când aveam pe toți, nu, au 8 ani, acum 8 ani, coboram cu ei la asfalt cu oile și eram un maniac așa de mic cu câinii, îmi plăcea să pună gura, să se dea la om, nu-i certam și la mașini să dădeau. Ei după ce s-au mărit, n-a mai mers figura, coborau ei singuri pe o parte și pe alta, dacă se băga aici la vecini în curte să se dea la ei. Au fost domenii oamenii că nu m-au dat la poliție, n-am avut probleme de genul. Am mai mușcat, de ce să zic, lume, dar nu. Au fost oamenii buni, nu pot să zic că sunt oameni buni. Și oameni buni și răi, care înțeleg, care nu. Vă dați seama aici că nu pot să stau cu 2-3 câini. Da. Cât ar fi ei de buni. Da. Și acum taxezi mai mult să fie, să cam poți să-l bătăciuni. Cam asta e media, așa 10-12 acolo, ca să poți să-i întreții încă decât binișor. Da, da. Cu oile. Ai de gest mai extins? Da. Dacă ne dă Dumnezeu sănătate, le facem încet pe toate. A, îți mărești efectivul? Da. Păi am avut înainte 150 și le-am vândut. Tot așa le țineam iarna. Nu le dădeam ca acum porumb și alea. Nu, nu era nici situația așa. Efectiv cădeau jos când le scoteam primăvara afară. Mai e și acum câte una, dar Dumnezeu știe ce are. Că nu, nici oamenii nu sunt toți la fel. Da. Și cu rasa rămâi pe rasa. Da. Rasa Bucălaie. N-ai avut alte rase de oaie? Doar înainte, am avut și muscure și oacheșe, dar nu. Acum doar berbeci, am doar bucălăi, sunt doi oacheși, dar ăștia le separ toamna de bucălăi. Două, trei săptămâni până să mărăz și după aia nu mai. Și asta e bună și de lapte și de carne, nu? Da. Sunt niște oi mai masive, niște oi mai lungi. Când le-am cumpărat, toată lumea a zis că nu se acomodează aici în zona asta, că s-a dus de la câmp. E bine, chiar bine s-au acomodat. Și traiul le-a plăcut aici. Da. Mai au unii țigăi, am văzut. Da, am zis și eu cu timpul, dacă mai găsesc, să mai găsesc oameni și ăstea, să țin și ceva țurcani și ceva țigăi. Dar cu personalul e problemă. Da, da, e. Și vaci am avut, am vândut 10 asta toamnă, că am plecat în străinătate, dar nu. Nu faci nimic, adică faci bani și aici, dar nu-i strângi. De ce să... Vii cu banii de acolo, vii grămadă, dar într-o săptămână ei, nici nu știi pe ce să duc. Ne-am bucurat că nu, am luat un ban grămadă, dar nu. Și nu mai pleci în afară? Nu, nu. Rămâi să faci, dezvolți mai, aici treaba. Da, mai bine, mai puțin, dar că doar eu nu cred că cei care are 500 de ui sau 1000, gata, dintr-o dată le-a picat în cer. Când muncă și până astea... Da, da, corect. Nu poți să le ai, da, gata. Care ori fi fost de moș, strămoș, de neam, neam de ciobani, eu zic că, nu, de acolo le-a rămas, dar noi nu suntem de neam de ciobani. Încă ei chiar au vrut să mă dezbare de treaba asta cu oile, de mic, dar nu, n-au putut. Ți-a intrat în pasiune. Adică de mic am fost crescut aici și așa și nu. Să-mi zic că unul, bă, hai că-ți dau casă și tot undeva, nu. Nu hai, pleci bine, de aici. Da. Că o fi mai greu, că ne chinuim într-adevăr și cu fânul și cu ăstea. Alții la câmp, într-o săptămână face fânul, ce-l fac eu într-o vară aici. Dar nu se compară nutrețul de la câmp cu ăsta de aici. E calitatea, da, la noi. E calitatea, da, da, nutrițională. Deci, de la câmp un balot de fân și le dau la ui, mai bine gheară. Efectiv nu îl mănâncă. Ori îl trage în picioare și alege lor ce așa le convine, dar nu. Am avut și lucernă cumpărată, dar nu. O mănâncă, dar nu. Fân de ăsta de al meu de coastă și cu porumb. Nu le mai trebuie altceva. Mm-hmm. Dar aici e, cum e iarna în vârf ăsta aici? E practic un vârf, dacă stăm să vedem. Da, cam n-am prea a fost așa zăpez exagerat de mare. Au mai fost, dar cu mașina tot am circulat, cu mașina, cu cai. În ultimii ani n-au mai fost zăpezi așa, nu. E adevărat. Nu, nu, nu. Nici la câmpie n-au mai fost. Nu, nu. Dar nici nu vreau să-mi închipui ce era cu 20-25 de ani când erau zăpezile alea. Eram la școală. Eram atâta și a fost zăpada, mi se mai vedea până aici, așa, doar pieptul. Eu sunt aproape de asfalt, dar sunt care merg mai sus și... Merg mai sus de aici? Da, oameni care au mers la servici 40 de ani și... sunt sănătoși, perfecți. Nu, acum toți sunt bolnavi. Toată lumea s-a învățat în mașină. Da. Nu mai vezi pe nimeni să circule cu căruța, cu astea. Știi care e treaba? Nici nu mai ai voie cu căruța, da, pe națională.
Nici pe aici, pe drumurile publice, mă refer. Da, nici pe aici nu te mai las acum. Aici, pe ăsta de forestier? Da. Pe, cum e aici la noi, dacă te prinde noaptea și n-ai lanternă și ăsta la tine... A, să ai mijloace de semnalizare, da, da, să da, se da. Vadă, da, da, da. Ia uite. Băi, ce peisaj. Ce se duce totul la vale, că nu mai e tineret. Ce mai suntem câțiva pe aici, pe dealul ăsta și nu... Mai ești tu, Paul, care mai are și el niște Paul oi. Da, Paul mai e încă un băiat și atât, în rest. Noi ce suntem mai tineri pe aici, în rest nu. Au plecat din zonă? Da, nu le mai plac, efectiv, nu. S-au dus pe orașe? Da. Da. Și care au fost de neam, de cioban, de așa, nu. Mai bine au luat altă cale, nu. Asta este, fiecare cu ce îi place. Corect. Oameni buni, rămâne și pentru episodul viitor, în care vom prezenta... Câinii ciobănești ăștia de aici, o să-i luăm pe fiecare în parte acum să îi prezentăm, da? Rămâneți în continuare în episodul 2.